vă invit la o altă plimbare într-un alt parc minunat, de data aceasta în parcul Howard, care se află în orașul Tarpon Springs din Florida. Astăzi aș dori să discutăm despre familie, a cărei membri sunt peste tot, ne înconjoară tot timpul. Chiar sunt prezenți în spatele meu. Nu știu dacă ați ghicit, dar este vorba despre familia arborilor, familia copacilor. Haideți să mergeți cu mine prin pădure să vedem dacă putem identifica membrii familiei la care să ne uităm, cum știm cine-i mama, cine sunt copiii, cine sunt verișorii, cine face parte din familie și cine nu face parte din familie. Haideți să vedem. Arborii fac parte dintr-o comunitate mare, interconectată, interdependentă, care interacționează nu numai cu propria lor specie, dar și cu alte specii. Cum este posibil ca ei să trimită semnale de avertizare, mesaje de recunoaștere, la fel de repede ca apelurile telefonice? Cum se ajută unii pe alții în suferință și boală? De ce au comportamente asemănătoare oamenilor și de ce funcționează ca societățile civile? Secretul se află în felul în care arborii se organizează. Arborii sunt legați între ei printr-o rețea de canale subterane, prin care comunică cu o complexitate și înțelepciune străveche. Haideți să ne uităm la acest copac. Acesta este un stejar, destul de bătrân, cu rădăcini groase și sănătoase. Oare cum comunică acest stejar? Ia să ne uităm. Aceste rădăcini dispar la un moment dat în pământ și acolo se conectează la rădăcinile altui copac. Ce copac avem în jur? Păi avem un pin, avem palmieri. Rădăcina fiecărui copac este conectată la rădăcina altui copac printr-o rețea de legături fungice. Ce sunt aceste legături fungice? Nu sunt nimic altceva decât ciupercile. Aici nu mă refer la ciuperca pe care o mâncăm, ci la partea cea mai importantă a ciupercilor, partea subterană, care este alcătuită dintr-o rețea de filamente cunoscută sub numele de miceliu. Dacă vă puteți imagina milioane de fire de ață legate între ele. Această rețea de filamente, numită legături fungice sau miceliu, este omniprezentă prin întreaga podea pădurii, conectând toți arborii într-o constelație de arbori și legături fungice. Dar cine sunt acești copaci care au atâta responsabilitate și care învață pe cei tineri să supraviețuiască într-o pădure? Ei, acești copaci se numesc copacii mamă. Haideți să ne uităm la acest copac superb. Este un tip de stejar. Cum arată trunchiul comparativ cu trunchiul copacilor din jur? Are cel mai mare trunchi și cea mai bogată coroană. În fața noastră avem copacul mamă. Cine e în jurul acestui copac mamă? Avem niște palmieri mai micuți, palmieri mai mari, pini și stejari mai tineri. Într-o singură pădure, un copac mamă poate fi conectat la sute de copaci. Arborele mamă trimite carbon și altor puieți din cartier. Există copaci care se îmbolnăvesc și chiar dacă nu fac parte din familie, acești copaci mamă au grijă de ei, că sunt din cartierul lor. De asemenea, copacii comercializează resursele sezoniere. Brazii împart excesul de zahăr cu stejarii, fără frunze în timpul primăverii sau toamnei, iar în schimb, stejarii furnizează brazilor zaharuri vara. Copacii care trăiesc cot la cot de sute de ani au învățat să se recunoască. Își amintesc trecutul. Au învățat cum să se avertizeze, cum să se apere, cum să se ajute.
au creat strategii întregi de avertizare, de protecție, de apărare. Ei concurează unii cu ceilalți, dar în același timp și cooperează. Dragi copii, vă sugerez o provocare. Rugați-i pe adulții din viața dumneavoastră să vă ducă în parcul vostru preferat sau în pădurea voastră preferată să identificați copacii mamă. Dar uitați-vă bine în jur. Cine sunt alături de acești copaci mamă? Și după ce i-ați identificat, aș vrea să luați o hârtie și un creion și să trasați aceste legături între copacii mamă și copacii mai tineri, vecini. Practic, să faceți un fel de mapa cartierului. Mapa cartierului care înconjoară un copac mamă sau doi copaci mamă. Iar după ce faceți această hartă, aș vrea să o colorați frumos, să o desenați și să-i rugați pe părinți să facă o poză și să ne trimită poza pe adresa secretele plantelor@tvr.ro, iar noi abia așteptăm să le vedem. Până data viitoare, numai bine, pe curând și la revedere din Florida! Bună, eu sunt Gloria. Am început deja să desenez copacul mamă despre care ne-a zis Iutmila. Nu mai am energie și de aceea o să mănânc o ciocolată. Știați că ciocolata se obține din pudra și untul de cacao? Spre deosebire de alte roade, fructul de cacao crește direct din trunchiul pomului, nu pe ramuri. Pentru alte secrete ale plantelor, pe înțelesul copiilor, ne vedem data viitoare!